Casa liderului de sindicat Constantin Crețan din municipiul Târgu Jiu a luat foc în acest weekend. Cauza incendiului a fost un laptop lăsat în priză care a produs un scurt circuit. În momentul producerii incendiului în casă se aflau doi tineri, fiul proprietarului și un prieten al acestuia. De la un laptop lăsat în priză. A făcut scurt circuit? Probabil. De la triplă. A ars mult din casă? E compromis tot. Mansarda în principiu? Tot. Garaj, living, etajul 1, mansardă. Da, era băiatul proprietarului cu un prieten. Au pățit ceva? Nu. N-au fost victime? Nu. Pompierii au intervenit pentru stingerea incendiului cu două autospeciale, cu apă și spumă. Detașamentul de pompieri Târgu Jiu a fost solicitat pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o casă de locuit. S-au intervenit cu două autospeciale de lucru cu apă și spumă și o ambulanță smurt. La momentul ajungerii la fața locului s-a constatat că incendiul se manifesta la una dintre camerele de locuit, cu degajare foarte mare de fum și gaze toxice. Din fericire, incendiul a fost stins la timp, fiind afectate de flăcări obiecte de mobilier.